Tragedie înainte de Paște. O femeie în vârstă de 59 de ani care ieșise de puțin timp la pensie și-a pus capăt zilelor spânzurându-se în boxa din subsolul blocului unde locuia. Cei care au găsit-o fără suflare au fost chiar copiii acesteia care au alertat autoritățile. Femeia de 59 de ani și-a confecționat un ștreang dintr-o sfoară pe care a legat-o de unul dintre rafturile metalice și și-a lăsat greutatea corpului să-i ducă planul cumplit la îndeplinire. Fiica acesteia, care este și însărcinată, a suferit un șoc. Copiii pensionarei au sunat imediat la 112 și în scurt timp, la fața locului, a ajuns un echipaj cu medic al Serviciului Județean de Ambulanță, precum și două echipaje de poliție. Din păcate, salvatorii nu au mai putut face decât să constate decesul. Rudele spun că motivul gestului extrem ar fi fost creșterea prețurilor la alimente. Potrivit publicației Monitorul BT.ro, femeia era tot mai deprimată din cauza scumpirilor și se plângea în permanență de asta. Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate ce a dus la producerea tragediei.